Așa. Suntem în data de 3 ianuarie. Am o bănuială că la Stupunicot ar fi puiet. Cald afară, 9,5 grade Celsius. Lucrăm încetişor, frumos. Să ajungem să vedem dacă mai are puiet în el. Așa. Când vă pun aici, mănâncă. Așa. Să vedem dacă au consumat. Să vedem ce au consumat. Așa. Eta. N-au mâncat mare lucru aici. Ne ducem. Asta este la fel. Nu mai stăm să o deschidem. Trebuie să mergem direct. La... Să vedem dacă are puiet aici. Asta-i. Deci deja, pentru că afară este cald, cuibul s-a răsfirat binișor de tot. Așa, o scoatem chiar centrul cuibului. Să ne uităm pe ea. Dacă are puiet sau nu. 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 Deci ne uităm la ea. Așa, vedeți? Are corană frumoasă. Da? Miere în continuare ca lumea. Așa, lucrăm fără fum și... Cam nasol fără fum. Riscăm să fim ciupiți la greu. Da, mănâncă, nu are puiet. Ne-a făcut dinții. Gata, strângem cuibul. Am verificat. Mâncare suficientă. Lipsă puiet. Deci ce era cel mai important? Ce am urmărit aici este să văd dacă există puiet. Deci nu avem puiet. Așa. Să închidem repede stupul să nu ne mai... Iată. În sfârșit am avut o zi călduroasă, o zi cu soare și aici la Râmnic, la Mărgăritești. Am mers mult mai bine în zona de deal. O zburam mult mai mult. Le-am agitat puțin, dar curiozitatea mă omora să văd dacă cumva au puiet. Deci nu, puiet zero. Este bine. Treaba evoluează cum trebuie. Asta a fost imaginea din 3 ianuarie 2013. Acum zboară și ele. Acolo.